Anilii Transport din municipiul Chișinău, am decis astăzi să organizăm această conferință de presă pentru că vrem să dăm un semnal autorităților locale că lucrurile care sunt în ramura transportului de pasageri municipal sunt grave și ele pot lua o întorsătură neașteptată și care pot lovi în călător. Așa cum știți, noi v-am anunțat deja și mai înainte și organele locale. Noi am depus deja două demersuri prin care am solicitat ajustarea tarifului la transportul de călători municipal. La primul demers, vreo două săptămâni, primăria spunea că n-a văzut demersul, dar direcția de transport ne-a răspuns că ei pot procede la examinarea demersului doar după ce vom prezenta niște calcule. Și atât noi am depus a doilea demers, la care am anexat și calculele noastre anunțite, detaliate, raportate la o unitate de transport lunar, zilnic, anual, ca ei se poată verifica tot ce raportăm noi. Iată, noi avem iarăși aceeași reacție de tăcere, deci de parcă nimic nu se întâmplă, deși lucrurile, într-adevăr, necesită a fi examinate minuțios. Deci calculele noastre, în mod normal, trebuiau să stârnească o nedumerire la consilierii municipale. De ce? Deoarece ei deja în luna decembrie au aprobat bugetul municipiului Chișinău. Ei au aprobat suma de 448 de milioane ca subvenții pentru parc urban de autobuze și regie transport electric. Și iată, o să vă dau, da, și iată această comparație, ceea ce au aprobat ei acolo cu ceea ce am prezentat noi, trebuia să trezească o întrebare. De ce calculele prezentate de parcul urban de autobuse și regia transportului electric sunt nereale, deoarece noi, în calculele noastre, arătăm în ce condiții dorim noi să activăm și care sunt componentele costului acestei călătorii. Și atât eu strec acum puțin la bugetul municipiului Chișinău. Deci și la documentele care se referă la transport în municipiul Chișinău. În 2013 a fost aprobată strategia de transport a municipiului Chișinău. Ea este publicată pe site-ul primăriei și iată ce și-a propus atunci organul public local se dezvolte, cum se dezvolte ramura transportului. Apropo, această strategie a fost elaborată cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Deci ei și-au pus scopul ca în câțiva ani să asigure ca 80% a populației să aibă acces maxim 300 de metri cu interval de 10 minute la transport public. Da? Deci de la domiciliu fiecărui cetățean, a 80% din locuitorii Chișinăului, în apropiere de 300 de metri, trebuie să fie cea mai apropiată stație. Ei și-au pus scopul ca 70% din toate călătoriile din municipiul Chișinău să fie fără transbordare. Asta ar însemna că călătorul din punctul inițial până în punctul final, 70% ajung fără a fi necesară trecerea la alt mijloc de transport. Ei și-au pus iarăși în scop că vechimea medie a unităților transport să fie de 8 ani, iar vechimea maximă de 12 ani. La toate unitățile, în strategie, nu este trolebuz, autobuz, deci la toate autovehiculele. Toate vehiculele au pus alt scop, adică troleibuze, autobuze și microbuze și accentuat și microbuze, vor fi integrate într-un sistem unic de taxare. Asta ar însemna de a scoate în evidență toate costurile troleibuzelor, toate costurile autobuzelor, toate costurile microbuzelor și a distribui banii care vin de la pasageri în dependență de aceste costuri. Deci asta presupunea în viziunea Băncii Europene că primăria va face și va scoate la iveală tot ce este în transport. Ei au propus să mai introducă tichetul zilnic, ceea ce înseamnă că un călător, cumpărând dimineața un autobuz, este valabil și pentru autobuz, și pentru microbuz, și pentru troleibuz, până seara. Ei și-au propus acest scop. Sigur că nimic din aceasta nu e îndeplinit, ba mai mult, noi avem un regres. Noi avem porțiuni a orașului care au rămas fără acoperire de transport. Acolo unde au dispărut microbuzele, nu au apărut autobuze sau troleibuze. Deci distanța aceasta de 300 de metri nu se ajunge spre distanța, ea s-a majorat față de ce a fost în 2013. Deci ce concluzii tragem noi din scopurile care și le-a propus primăria? Că transportul municipal
În continuare, va avea ca parte componentă importantă microbuzele. Este imposibil de realizat aceste scopuri fără microbuze. Nu va fi posibil de asigurat distanța de 300 de metri, nu va fi posibil de asigurat călătorii directe fără transbordare și străzile înguste și cartierele cu flux scăzut de călători va fi imposibil de asigurat cu transport cu interval de 10 minute dacă vor fi troleibuze și autobuze. Sigur că autobuzele și troleibuzele trebuie să fie scheletul transportului, deci ceea ce se bazează municipiul. Însă, iată aici, noi avem nevoie de un răspuns la întrebare din partea primăriei. Dacă au nevoie de microbuze, de câte au nevoie, în ce sectoare au nevoie și în ce condiții acestea vor lucra? Primăria, cu părere de rău, a luat apă în gură. În fiecare an ne sperie că noi anul ăsta o scăpăm de voi, cam așa se primește, și apoi în fiecare an ne întreabă, dar de ce n-ați făcut investiții și nu v-ați reînnoit parcul de autobuze? Deci, o întrebare din altă, cine o să facă investiții când aude că anul ăsta din noi scapă, pe noi ne elimină? Da? Deși noi din strategie vedem că fără noi este imposibil să realizezi scopurile. Deci primăria ori știe încotro merge și ne spune și nouă și noi să ne vedem cum ne integrăm în acest sistem unic de transport pe care primăria vrea să-l aibă ca un sistem unic, dar continuă să-l privească ca părți, componenți separate și independente. Și acum trec la decizia Consiliul Municipal cu bugetul. Deci 448 de milioane, dintre care 381 de milioane sunt subvenționare pentru transportarea călătorilor, 246 de milioane pentru regie transport electric și 135 pentru parcul urban de autobuz. Deci consilierii, frumos așa, examinând amănunțit aceste cifre, au votat pentru. Și acum eu o să dau alte cifre. Din același buget reiese că regia transport electric trebuie să asigure zilnic 314 troleibuze la linie. Tot de aici rezultă că iau 2500 de lucrători. Și eu pun întrebarea. 2500 de lucrători, deci 8 lucrători la autobuz, la troleibuză, medie. Sigur că și noi avem, nu numai șoferi, avem și contabili, și paznici, și lăcături, și director, și așa mai departe. Și evident că la unitate de transport nu poate fi un lucrător. Ei au, chiar dacă noi am avea la toate troleibuzele două echipaje de șofer taxator, noi am avea ca personal principal cel mai important în jur de 1200 de oameni și noi am putea să spunem cu toți contabili, lăcături și mai departe, încă vreo 300 la, da? Ce mai fac încă 1000? Încă 1000 de lucrători în regie transport electric. 2500 la 314 unități de transport. Iată, noi ne-a acumulăm câteva companii care în total avem 300 de unități de transport sau 400. Și o să vedeți că la noi nu sunt 2500 de lucrători. Deci tot ce ei nu pot gestiona sau ba din contră vor să fure, ei ascund în anumite cifre. Deci este ireal ca o companie de transport să aibă 8 lucrători în medie raportat la unitate de transport. Ei calculele nu le-au prezentat așa cum am prezentat noi, raportat la unitate de transport. Ei le-au prezentat așa, la kilometru, la nu știu ce, dar nici de cum la unitate de transport. Și că dacă raportăm la unitate de transport, cifrele sunt alarmante. Ce mai scriu ei acolo? Apropo, salariul mediu lunar la regie transport electric, pe care l-a aprobat Consiliul Municipal, este de 11.300 lei. De ce? Deoarece fondul de salarizare a fost aprobat la 339 milioane lei, la 2500 de lucrători, la 12 luni, iată, noi am ieșit la 11.300 lei. Noi punem întrebarea, cu ce șoferii noștri sunt mai răi ca șoferii lor? De ce noi în calculul nostru nu putem pune aceleași 11.300 lei? Ne mai vorbim de faptul că noi 1000 de oameni în plus nu avem. Noi nu avem 1000 de oameni care nu fac nimic. Ei au mai raportat o cifră foarte interesantă. Costul unui vehicul kilometru, deci un troleibuz când parcurge un kilometru, e 23 de lei în viziunea lor. Și acum eu o să vă dau așa o comparație. Noi avem autobuse la interurban. Nu de mult noi am ridicat, am făcut greve și am reușit să ridicăm prețul acolo. S-a făcut atâta tam-tararam că uite cu cât s-a ridicat, cu atâtea procente. Ni s-a dat 60 de bani la kilometru. Deci un autobuz mare de 40 de locuri, care e comparabil cu troleibuzul lor, dacă ar fi plin și ar încasa 60 de bani la kilometru, ar fi 24 de lei de kilometru cu autobusul plin.
Să vă spun eu ce înseamnă în transport autobusul plin. Asta înseamnă 100% rentabilitate. Noi nu avem niciodată așa ceva. Ei au pus sinecostul troleibusului ca să meargă un kilometru 23 de lei. Noi cu autobusul care consumă motorină, la 24 de lei, avem deja 100% rentabilitate. Și pun altă întrebare. Troleibusul consumă 0,85 kW la kilometru. Asta înseamnă 1,50 lei la prețul cel mai scump pe energie electrică. Deci 1,50 lei pe kilometru îl consumă energie electrică. Ce fac restul? 21 de lei și 50 de bani. De unde ei se duc? Ei sunt încasați din bugetul primăriei. Și atât, aici sunt foarte, foarte multe întrebări față de consilierii care au votat. Da, mulți dintre ei nu cunosc asta, că eu vorbind cu ei de cifrele astea, ei mi-au spus, păi asta noi trebuie să cumpărăm troleibuze. Și eu le spun, nu, troleibuze, iată, e alt capitol acolo. Da, voi pe anul ăsta ați prevăzut autobuze și troleibuze în sumă de 60 de milioane pentru procurare. Dar iată, suma asta de 300 și ceva de milioane, asta e pentru compensarea diferenței de cost, care e foarte inflată. Deci, eu am calculat ce înseamnă pentru regia transport electric, fondul de salarizare și unități de transport. Asta înseamnă că o unitate de transport trebuie să aducă salarii pentru toți care lucrează acolo în sumă de 90.000 de lei pe lună. 3.000 de lei pe zi trebuie să-i dea salarii la toți care sunt. Asta e ceva ireal. Este imposibil. Noi ce în Italia lucrăm, un șoferul primește 1.500 de euro pe lună și contabilul 5.000. Deci sumele astea sunt astronomice. Ei preconizează venituri la troleibus de 234 milioane de lei. Ceea ce presupune undeva 2.000 de lei pe zi. Ei așa și încasează. Deci troleibuzele, în jur de 1.000 de oameni transportă care călătoresc cu plată, restul sunt fără plată, care compensează primăria. Deci mie aceasta de oameni înseamnă 2.000 de lei, pentru că prețul e 2 lei. Deci în toată lumea, și la noi, apropo, era așa idee, că un troleibus sau un autobuz se pune pe rute acolo unde el poate înlocui 6 microbuze. În caz contrar, de ce să pui autobuz troleibus? Altfel, dacă nu există flux care asigură într-un interval optim pentru călători de 10-15 minute, ca în pe aceea rută să meargă călători în număr de 6 microbuze, atunci nu are rost să pui troleibus și autobuz. Deci, eu raportând aceste cifre la ce arată regia transport electric, asta înseamnă că ei, zilnic, pe lângă mie cei de călători, un troleibus care cu plată transportă, asta înseamnă că ei zilnic mai transportă 1.400 de călători gratuit. Ceea ce ar însemna că la toate troleibusele pe zi, 440.000 de persoane pe zi gratuit merg. Eu o să ajung și la parcul de autobuze, tot cu cifra asta. Și o să vedeți că din viziunea Consiliului Municipal reiese că toți pensionarii din Moldova, care sunt 700.000, dimineața vin în Chișinău, călătoresc cu troleibuzul și cu autobuzul pentru a justifica aceste cifre, apoi seara se duc la Briceni și a doua zi iară vin încoace. Deci, altfel, cifrele este imposibil să le înțelegi. 440.000 gratuit într-o zi numai cu troleibuzul. Și ei votează, ei spun că da, e bine, votăm milioanele astea. Trec la da, conform estimărilor noastre, regia transport electric astăzi nu poate justifica nici 100 de milioane de lei compensări, adică subvenționare. Așa cum am spus, ei primesc 246. 100, asta e maxim, și în acele 100 trebuie să ne uităm cât sunt salariile, cât sunt reparațiile și așa mai departe. Parcul urban de autobuze s-a angajat, conform deciziei Consiliului Municipal, 108 autobuze scoate pe linie. Cifra asta nu e reală, ei nu au. Chiar și cu autobusele astea care s-au cumpărat noi. Au 751 de angajați. Acolo salariul mediu e de 8.400, e puțin mai mic. Și noi la microbus îmi spune, dați și noi așa salariul, spunem în calcul. Și tot nu a mers. Acolo un autobuz asigură achitarea salariilor pentru toți cei care sunt acolo de 2.000 de lei. Iarăși o cifră astronomică. Deci un autobuz, numai salariul pe zi ca să dăie la toți, șofer, taxator, contabil, mecanic și mai, 2.000 de lei. Asta e ceva, nu e real. A,
Costul unui autobuz kilometru, așa cum au pus și la trolebus, e de 22 de lei și 7 bani. Și aici iarăși apare prima întrebare. De când autobusul este mai ieftin ca trolebusul la parcurs kilometru? De ce pentru trolebus au acceptat 23 de lei? Pentru autobuz 22 și 07. Și această cifră este mărită, deoarece costul combustibilului pentru autobuz e maximul 6-7 lei per kilometru. 6-7 lei. Deci restul 22 de lei. Întrebarea unii se duc. Sigur că sunt costuri mecanici, salarii, reparații, sunt, însă nu atât. Veniturile preconizate pentru parcul urban sunt 47 de milioane de lei pe an. Ceea ce înseamnă că un autobuz zilnic trebuie să încaseze 1100 de lei de autobuz, da? Și restul călători gratuit. 1100 de lei, asta e în jur de 350 de călători pe zi în autobuz achit. Eu vreau să vă spun că astăzi microbuzul pe zi transportă în jur de 400 de călători pe zi. Dacă cu așa cifre mergem mai departe, sigur că apare întrebarea. La ce bun ne trebuie acest autobuz? Sau cifrele poate saltele? Sau cifrele sunt ascunse, cele reale? Deci, și dacă pornim de la calculele astea, da, noi ajungem că fiecare autobuz, ca să justifice existența lui, mai transportă în jur de 2000 de pasageri gratuit. Iarăși, cifra asta e foarte așa, nu poate controla nimeni. Dar ea reiese că ea este. Da? Deci, ceea ce înseamnă 216.000 călătorii gratis cu autobusele pe zi. Și iată acum mă întorc la trolebus. 440.000 călătorii gratis și 216 cu autobusul. Deci noi avem 650.000 de călătorii gratuite zilnici cu autobus și trolebus. Câți pensionari avem noi în Chișinău? Din acei 700.000 care sunt în țară. Câți din ei călătoresc și cât de frecvent? Deci este evident că aceasta este o cifră ruptă din municipiul Chișinău. Ea nu are nicio legătură cu municipiul Chișinău. Ea pur și simplu a fost inclusă în bugetul municipiului Chișinău pentru a justifica sumele astronomice compensări. Și iată, conform estimărilor noastre, parcul urban de autobuz poate pretinde la maximum 70 de milioane de lei subvenționare. Și dacă punem 170, întrebarea este 381 de milioane minus 170, deci primește 200 de milioane, ce fac ele? Și iată la ce concluzie ajungem noi, că bugetul municipal are astăzi resurse suficiente și le alocă, numai că nu ajung unde trebuie, dar are resurse suficiente pentru a păstra călătoria de 2 lei cu trolebuzul, de 3 lei cu autobuzul și de 3 lei cu microbuzul, doar cu condiția că subvențiile se duc în proporția în care fiecare din aceste tipuri de transport o merită. Vreau să vă mai spun că dacă toate acestea, 381 de milioane, rămân ca subvenționare la toate trei categorii, asta, teoretic, ar putea ajunge chiar microbuzele să transporte pensionarii gratuit, așa ca și autobuzul. Deci, astea sunt cifrele care reiesă din calculele noastre, comparând cu calculele parcului urban de autobuze și regia transportului electric. Ei nu doresc să pătrundă în esența cifrelor. Ce înseamnă asta? Eu m-am uitat ce a declarat domnul Chironda, care e responsabil pe transport, și ce a declarat domnul Ceban, care este primar azi, ce a declarat în campania electorală. Mie mi s-a creat impresia că oamenii ăștia cunosc cifrele. Ei atunci foarte mult cifre au operat și foarte exacte. Ei atunci au criticat ceea ce era atunci acolo în primărie. Păi iată ceea ce era atunci, ei astăzi au probat și doresc să păstreze. Ceea ce ei au criticat, astăzi apără. Deci, de aceea noi facem apel la presă, pentru ca cetățeanul să înțeleagă. 3 lei care îl achită ei la autobuz și 2 la trolebus nu sunt 3 lei. Pentru că din cetățean mai sunt luate 381 de milioane care sunt în bugetul municipal și sunt date acestor entități municipale pentru că ei se poată funcționa cu acest tarif. Și cetățeanul trebuie să înțeleagă că atât timp cât este această discriminare între trolebuz, autobuz și vis-a-vis de microbuze, noi va trebui să scoatem toate cifrele în evidență.
Și dacă decizia noastră este că dacă autoritățile locale nu dau curs cererii noastre, nu ne invit să discutăm, să găsim soluții, dar apropo, noi, uitați-vă în demersul nostru, noi n-am solicitat să aprobe un anumit tarif. Noi n-am solicitat să ne-l majoreze. Noi am solicitat să-l ajusteze. Asta ce înseamnă? Fie să adoptă decizia de majorare a tarifului, fie să adoptă decizia de acordare a compensărilor, dar păstrarea tarifului, fie să adoptă decizia corectă de a micșora subvenționarea pentru parcul urban și regia transport electric și din contul micșorării de a subvenționa microbuzele și de a împaca pe toți. Niciuna din variantele astea ei nu vor să o examineze. De aceea, dacă ei vor tăcea da, săptămâna viitoare, în semn de protest, în anumite zile, pe anumite ore, noi ne vom staționa. Asta este mesajul nostru. Eu aș vrea în continuare, aici noi suntem mai mulți, este domnul Victor, care este și proprietar de microbuz, și șofer, și noi l-am invitat aici ca să vă povestească puțin despre viața lui și o să comparați cu viața celor care au un salariu de 11.300 de lei, salariu mediu. Vă rog, domnul Victor. Eu pot să vă aduc la cunoștință că el activează în companie de transport autorapid ca conducător auto și ca proprietar. Pot să vă spun în privința cu ca proprietar, m-am dezamăgit foarte tare în privința că am, cum se spune, investit bani. Am cumpărat un microbuz cu câțiva ani în urmă ca să am un loc de muncă, să fiu alături de familie, de copii. Dar după tot cu prețul de 3 lei, și cum suntem înjosiți față de călători, toți călătorii am în timpul de față, vin, cum se spune așa, cu aere, că-i glamurnă-i, îți urcă. Toți vor să-ți promit, îți spun că tu ești obligat să te oprești în colțul și la intersecție și tu ești obligat să te oprești până la trecere. Ești obligat și sunt foarte mulți călători care nu știu unii trebuie să șadă. Este 20 de metri intersecție. Este stație. El șade, stă în intersecție. De aproape de stație, el vine, îți spune, dar tu ce nu te-ai oprit? Pentru și tu nu te oprești acolo, dar eu vreau aici să stai. E foarte greu. Suntem foarte... Te scoli de dimineața de la ora 4 la ora 5. Trebuie să fii dimineața la oră ca să ne punem pe grafic. Avem grafic. Este la oră. Cum spunem, ne punem fiecare dimineață pe grafic, ne ducem pe rotă, până lucrăm până la ora 10, până la ora 11, ora 9 mai. Nu vezi copii, nu vezi familia. Când avem câte o zi, duminică, sunt momente când nu sunt mașini pe rote, noi vrei, nu vrei, suntem obligați. Eu de-am 2-3 săptămâni lucrez, cum spun, zi la zi, la rând, fără ziua de odihnă. Dacă proprietar pot să vă spun că am investit banii, nimic nu văd. Salariu, să lucrez cu un salariu de 2-3 mii de lei, 5, până dacă ajung la 4 mii, asta e imposibil. De-am șansa numai ca să-i pleci undeva pe psihotare, ca să pot să ne achit datoriile care sunt. Ele sunt jur la 20 ceva. Nu, a dumneavoastră? Nu, eu sunt proprietar la o unitate. Dumneavoastră nu e proprietar la companie. Deci iată, a povestit puțin despre... Dați-ne noi să discutăm toți și apoi răspundem la întrebări. E bine așa, da? Sindicate, vorbesc. Bună ziua la toată lumea. Eu mă numesc Ion Bogdan. Sunt de la Consiliul Teritorial Centru Moldova Business Team. Toți colegii ăștia sunt de acum bătrâni în sindicate, începând cu anul 1989, întotdeauna ei au fost alături de noi, au achitat impozitele, au plătit la sindicate. Noi nu putem să fim astăzi împotriva lor sau indiferență. Noi întru tot susținem colegii. Din partea noastră, noi știți, sindicatele de obicei întotdeauna regulat, sistematic, dau cadouri la sărbătorile de iarnă, foi de tratament la sanatorii, de asemenea, vara pentru copii la taberele de vară. În rest, noi
câte un ajutor material și noi suntem într-o măsură obligați să-i susținem pe acești bravi oameni. Ați auzit și dumneavoastră, au împrumutat, au credite și nu le pot întoarce. Ce să facă ei? Și noi punem întrebarea că ei fug. Unii cum stă aici? Trebuie de susținut. Și cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles. Eu vă mulțumesc. Domnul Nicolae. Stimați asistenți, permiteți-mi să vorbesc în limba rusă. Eu nu pot vorbi repede și am absolvit 7 cursuri, dar n-am mijlocuri pentru comunicare și e greu și vârsta. Уважаемые журналисты, мы вынуждены были вас пригласить на эту пресс-конференцию как крайнюю меру нашей попытки решить проблему маршрутных такси мирным путем. Мне неудобно говорить о тарифах перед телезрителями и пассажирами с нашими маленькими зарплатами и пенсиями. С 2014 года мы, администраторы, удерживаем водителей и владельцев от протестов, от забастовок. Они, можно сказать, погибают, то есть бросают машины, бросают семьи, уезжают за границу, но не бастуют. Мы до сих пор держались. Дальше вот вы будете говорить, пусть кто-то из вас может предложить нам, что нам дальше делать. Вот. Мы считаем, мы знаем, наши недостатки – это грубость, бескультурье водителей, хотя они не все такие, и нарушение правил дорожного движения, угроза безопасности. Этот вопрос мы между собой, директора, уже обсуждали и намерены решить его таким образом. Мы создаем базу данных по всем водителям, где он, все данные на него, когда получил удостоверение, когда родился, какие нарушения имел, все будет накапливаться, и без сведений из базы данных на работу принимать не будем. Второе. Если пришла жалоба за грубость, мы водителя будем посылать на курсы хорошего тона. У нас уже подобран материал. Будем показывать, как культурно работает за границей в том числе. Он должен будет прослушать курсы в течение 3 дней и потом сдать экзамен. Экзамен или зачет будет состоять из того, что он должен вежливым тоном произнести. Прошу извинить за причиненные неудобства. Не получается вежливый тон, зачет не сдал. Иди ввози там другое что-то. И потом улыбка, европейская улыбка. Если это не получается, извини, ты профессионально не пригоден. Но получится, потому что, посмотрите, у нас во всех магазинах и даже на базаре все продавцы улыбаются и разговаривают очень вежливо, чего раньше не было. Научились, жизнь заставила, так и водителей заставим. Вот водитель выступал, и нам обидно, в том числе и не только пассажиров, от пассажиров, но и от журналистов, и от чиновников, мы ни разу не услышали, что водители тоже люди. Что эти люди вложили деньги и делают полезную работу. И что у них есть дети. Вот у Виктора 3 детей. Вот, их надо одевать, кормить, а надо на базаре идти картошку покупать по новым ценам. Солярку по новым ценам, запасные части по новым, а тариф не менялся 14 лет. Все подорожало. И что же это такое за камень преткновения, что маршрутчики не поднимают цену? Но я хотел другое еще сказать. Вот если подойти к проблеме глобально, так сказать, то надо сказать, что система внутригородского транспорта включает в себя такие виды, как метро, трамвай, троллейбус и автобус. Это общественный транспорт. Маршрутки – это макси-такси. И легковое такси – это мини-такси. Это вспомогательный транспорт. Вспомогательный транспорт не предназначен для перевозки всех пассажиров в час пик и вывоза их по графику. Они не выпускаются и заводами-изготовителями таких конструкций,
И они начинали работать в 1994 году, когда стало мало троллейбусов и автобусов. Тогда маршрутки, наше предприятие «Торопит», поехали по троллейбусным маршрутам и автобусным. Троллейбус стоил 40 копеек, автобус 50, маршрутки поехали по одному лею. И это было нормально, они нормально существовали, зарабатывали. Потом на них обязали их перевозить всех пассажиров, для чего они предназначены, и установили им такую же оплату, как и для автобусов. Но известно всем, вам тоже, наверное, известно, что чем больше вместимость транспортного средства, тем дешевле провоз одного пассажира. И я начинал в 1973 году еще работать в этой системе, в таксопарке, в начале эксплуатации. У нас были маршрутки. И если автобус стоил 5 копеек, то маршрутка стоила 15. И это нормально по их вместимости и по разнице между легковым такси и большегрузным автобусом. Вот представьте, чтобы, так, допустим, что легковые такси тоже заставили работать как общественный транспорт, и чтобы они вывозили в час пик всех людей. И что они будут еще хуже скотовозки, потому что будут набивать по 8-10 человек, неудобно, крыша низкая, и они будут виноваты. И мы, нам, как мы часто слышим, маршрутки набивают. Ну, я не видел, и вы, наверное, не видели, чтобы водитель выходил из-за руля и заталкивал дверь пассажиров. Пассажиры сами набиваются. Может же пассажир открыть дверь, увидеть, что все места заняты, закрыл, не набивайся. И мы пробовали перевозить только сидя, например, на 157-м маршруте из Флорены, из Инжера. Но люди же, их много на остановках в час пик. Они берутся за руки и перегораживают дорогу. Они стучат кулаками по маршрутке. Дошло до того, что разбили стекло. Ну, мы перестали перевозить только сидя. А сегодня, если не набивать, как спичек в коробке, маршрутки не выживают вообще ни по такому тарифу. Мне кажется, что вот эти заявления, что долой маршрутки, обойдемся без них, оно похоже на... Вот мы не любим маршрутки, но дети тоже не любят зубных врачей. Так что же, зубных врачей тоже долой? Надо, мое такое мнение, что надо дать людям большегрузный транспорт. Вот это люди должны требовать. А маршрутчикам, как и легковым такси, предоставить возможность работать, как они не получают дотации, то легковое такси едет в любом направлении по заказу, а маршрутки едут по своему маршруту. Но цену на каждый маршрут устанавливают сами, потому что никакой тариф не решит всех проблем. Если назначат, допустим, там 6 лей, 8 лей, 10 лей, все равно будут проблемы перегруза, все равно будут проблемы графика, все равно будут люди недовольные, а у каждого маршрута своя экономика. Если взять 103-й маршрут, который грузится, где 12-этажные дома на Деляну, на Буйканах, и едет через центр, у него доехал человек до центра, вышел, другой зашел, у него высокая сменяемость, и в обратном направлении, и 103-й маршрут и сегодня при трех леях, он рентабельный. Если ему сделать 8 лей, то он будет сверхрентабельный. А вот 129-й маршрут, который из Дурлеште-2 до Чиканы, 24 километра, он при новом тарифе доживет до первого повышения цен на топливо и снова начнет банкротиться. Поэтому надо нашу систему привести такую, как оно должно быть. Маршрутки должны выполнять вспомогательную роль. Они раньше, когда я начинал, работали только радиальные маршруты, подвозили к центру. И сейчас они должны подвозить людей с периферии, как с кино, с одеал, там, другие, довозить до
транспортных развязок. Например, Трушены доезжает до Топаз, до Круга, нормально, там дальше троллейбусы. Вот. Можно было бы с направления вот, аэропорта довозить до железнодорожного вокзала. И таким образом проблема бы решалась. И мне кажется, это такой выход. Спасибо за внимание. Да, Вячеслав. Да, Сунд Вячеслав Гаиный, директор умной компании «Идея Транспорт» по руте муниципали тот. Три рути ше брялся с пункта, а он че путь смог кукочест бизнес, где на нову мину, сути нову за шпатру. Сунд ветеран де разбой, де че респонд ван требаре аста, к ми со пус ан требаре, че нева цен май наинти, де унел ват бани. Фиинд ангажат ла министеру де интерни, îndeplineam misiuni speciale, partea stângă Nistrului. De acum, având în vedere că a trecut așa o perioadă, de o lungă secrete care, posibil că cu timpul trecut. Fiind rănit, am primit o sumă de bani. Pe timpul acela era enorm. 130.000 de rubli în 1992. Dolarul era de 87 de copilici. Și am cumpărat din Ungaria un RAF, cum era. Am început să activez pe ruta 165 în Chișinău, adică strada Ismail, aeroport. Și treptat, câte o leacă, s-a dezvoltat. Din 2000 am devenit, ieșind la pensie în Ministerul de Intern, și am devenit administrator la câteva rute municipale. Cunosc foarte bine problemele noastre a transportatorilor, și vreau să spun că domnul Alex aici a numit cifrele foarte corect, toate noi le-am examinat. Pot să mai spun că noi suntem printre cei organizatori care am făcut și am dobândit succes că s-a majorat tariful la interurbane. Noi suntem aceia doi care am făcut asta. Divulg tot un mic secret, cu toate că de acum nu mai este secret, că s-a aflat. Am avut diferite conversații, convorbiri cu diferiți demnitari, inclusiv și cu cei din oraș, din conducerea municipalității, în ultimele zile. De la început, cum s-a vorbit aici despre ce, că într-adevăr, ei la demersurile noastre spuneau că nu cunosc, nu am primit, nu am știut. Acum toți consilierii și toată primăria au primit calculele noastre, oficial, tot cum se cuvine și toți le știu. Astăzi este Consiliul Municipal și întrebarea noastră va fi să va încerca să fie pusă astăzi. Posibil că azi, dar se va ridica întrebarea asta. Fără să mă repet la cele ce a fost spus până acum de colegii mei, confirm, tot ce au spus ei este foarte corect. Tot este corect. Aici se fură ca în pădure. Cine fură? Unii se duc 400 și jumătate, 450 de milioane de lei. Trebuie de întrebat. Unii s-au văzut că o unitate de transport, un autobuz, 1 milion pe an îi ține costul să dă în afară de ceea ce el câștigă. Unii se duc ceilalți bani. Sunt încă întrebări, desigur că, dar astăzi suntem limitați de timp și de aceea o să mă opresc aici. Sperăm că vom avea succes și vreau să mulțumesc presii de atunci când au fost în piață cu noi, permanent, de invitațiile care le fac. Mulțumesc și desigur că și azi la toți cei prezenți. Mulțumesc din partea la toți. Deci noi suntem gata, dispuși să răspund la întrebările voastre, dar să cunoașteți cifrele astea care eu le-am vorbit, dar eu știu că cifrele greu se asimilează. Eu de fapt am nu cuvântarea mea, dar doar cifrele le-am de unde s-au luat, cum fiecare poate să primească din voi câte un după asta, da? Acum vă rog întrebări. Da, vă rog. Eu vreau să mă întreb dumneavoastră, că v-ați spus tocmai acum că ați fost cei care ați contribuit la majorarea biletelor pentru rutele interurbane.
nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți că foarte mulți șoferi vă blestemă pentru lucrul ăsta. Șoferii care lucrează zi de zi, pentru că iese din sat cu un om sau doi și sunt nevoiți să fie rute locale să oprească la tot stâlp și oameni să facă niște bani. Și nu mai mulți dintre dânși optează de cine ați revendicat altceva, să le ieftinească cu un leu, doi, prețul la motorină anume pentru transportatori. Le-ați majorat biletele și acum mituiesc testatorii ca să le pui categorii mai joasă la transport, ca să nu aibă bilete mai scumpe. Știți cum merg? Eu am înțeles întrebarea. Deci, și a doua, vă rog. Două întrebări. Și a doua întrebare. Prețul estimativ pentru un bilet la microbuzul din oraș, mai să nu vă temeți, că în oraș oricum o să vezi pasagerii totdeauna asta, nu sunt rutele interurbane din sat sau cele din... Greșiți, dar ascult întrebarea. Care trebuie să fie biletul pentru o rută prin oraș, ca să fie șoferul codul bunelor maniere, ca să nu fie microbuzul dușugubcă, dar să fie maxi-taxi? Și la domnul Tutunaru, eu am impresia că conducătorii de transport sunt regii la trafic, dar nu pasagerul. De ce aud de la dumneavoastră plângeri că pasagerii nu sunt corecti? Dumneavoastră faceți-le regula și iau să știi că dacă opriți numai la stație și așa cum prevede și regulamentul, nu o să aveți ce mai aveți. Da, dați-mi voie să răspund pe rând la întrebări. De ce îți ține de transportul interurban? Dumneavoastră ați pus întrebarea greșit, deoarece vă întemeiați pe niște supoziții greșite. Și o să vă spun de ce. Tariful prin legislație este reglementat, plafonat de sus. Asta înseamnă că orice acel șofer care, spuneți dumneavoastră, este nemulțumit de ridicarea tarifului, astăzi este în drept să-l micșoreze și să-l pui acela care a fost. Să știți de asta. Și acel, atunci când luați interviu de la cei care spun că, uite, nu trebuia de ridicat tariful, îl întrebați imediat, dar de ce nu te folosești de dreptul de a-l micșora? Asta e, noi nu avem dreptul să-l facem mai scump decât plafonul maxim, dar mai jos avem dreptul. De aceea prima temelie pleacă de aici, cât privește că el iese din sat cu un om, vă răspund, noi când protestam în Piața Mare Adunării Naționale, au ieșit mai mulți experți economici, independenți, n-au nicio legătură cu noi, care au spus că într-adevăr este haos în transport, există prea multe rute raportate la populație. De ce sinecostul este mare? Păi iată, acolo unde nu există flux de călători, ruta aceea trebuie să dispară, pentru că ruta aceea trage sinecostul în sus pentru toată țara. Deci rutii trebuie să fie atâtea cât trebuie ca să asigurăm un coeficient de îmbarcare de 50% minim, ca să putem funcționa cu acel tarif de 70 de bani pe care noi nu o să-l avem în condițiile astea, pentru că ministerul atunci ne-a mințit și, cu păreri de rău, nici presa nu a înțeles atunci și experții ăștia au dispărut când ni s-a aprobat 60 de bani, 70 de bani. Deci sigur că noi am avut un argument serios. Avem o hotărâre judecătorească din 2013 care spune că trebuia să fie 58 de bani în 2013. Avem calculele domnului Brânzan, ministru, ex-ministru economiei, care arătau că tariful trebuie să fie 70 de bani. Și ce a făcut domnul Satei, domnul ministru? A spus, navă 60 la categorie 1, 70 la categorie 2, pe care noi, categoria 2, nu o putem avea. Ceea ce înseamnă că ceea ce a avut Brânzan, că trebuie să fie, noi nu ni s-a asigurat asta. Iar 60 de bani înseamnă, de fapt, executarea unui hotărâri judecătorești din 2003, cu întârziere de 7 ani. Asta e prima. Și a doua, îmi cer scuze, ați spus de transportul urban. Deci calculele noastre ar... Da, deci eu am fost deschis cu presa și vă amintesc, noi când am depus demersul, l-am publicat în presă și acolo arată, noi n-am cerut tarif, dar am arătat că conform calculor de azi, e 9,81 de lei la o călătorie. Asta ar însemna și coeficientul de îmbarcare optim, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră scotovoscă... Ce înseamnă coeficient de îmbarcare optim? Deci optim asta înseamnă că oamenii în picioare nu ar trebui să depășească 4-5 oameni. Da? Ceea ce spuneți dumneavoastră, supraîncărcarea, asta nu este datorată faptului că șoferii sunt răi sau unități de transport sau proprietari de microbuze sau de firme de transport și acum ați spus dumneavoastră regi. Nu e așa. Asta înseamnă că unități de transport sunt puține. Pentru că dumneavoastră, dacă ați văzut microbuzele supraplini, spuneți vă rog, dar cine ați văzut că și autobuzele și trolebuzele supraplini? Credeți că într-un trolebuz e normal să meargă 120 de oameni? Dar ei merg. Păi și acolo sunt supraplini. Supraplini, deci asta vorbește despre numărul, care nu e suficient.
Pentru ei v-am arătat, iată, domnul Găină v-a spus, un autobuz, pe lângă faptul că încasează niște bani de la oameni, da? El mai primește 1 milion de lei pe an de la buget. Noi, microbuzele, noi, microbuzele, 3 lei încasăm și atât. Și dacă am fost 2000 și credeți că nouă ne erau bine și eram regi, atunci eu vă întreb pe voi, deci nu ca presă vă întreb, prin presă întreb pe ceilalți care cred așa ca dumneavoastră. De ce noi din 2000 am rămas 700? De bine? Dacă nu era bine, nu credeți că eram 3000? Iată care e răspunsul. Vă rog. Răspund la, cer scuze. Compartimentul șofieri. Astăzi e criză de șofieri, de medici, de învățători, de profesori și de multe alte ramuri. Da, asta nu știți de asta. De calitatea șofierilor vreau să vă spun. Noi astăzi avem șoferi angajați care au peste 70 de ani din cauza tarifului de 3 lei. Că altfel nu putem. Altfel nu putem. Dacă în afara orașului a fost 6 ani fără revederea tarifului, noi astăzi din 2006 n-am văzut alt tarif. Noi înțelegem că populația nu are bani, că nu știu ce, încă da, dar noi avem guvern care trebuie să aibă grijă de locuitorii acestui stat. Vă rog, era acolo o întrebare, da. Cristina Vadică, reporter Publica TV. Vreau să fac următoarea precizare. În demersul pe care l-ați trimis dumneavoastră la primărie, să înțelegem că cereți ori achitarea de subvenții pentru administratorii. Exact. Curse, ori majorarea tarifului. Dacă ne puteți spune cam care ar fi suma anuală a subvențiilor de care ați avea nevoie sau pe care le solicitați, deci, v-am înțeles. Deci, noi am declarat și mai înainte, dacă ei purced doar la majorarea tarifului, noi am putea să ne oprim la 6 lei. Da? Asta am făcut-o încă după prima adresare. Dar la 6 ianuarie la Publica TV eu personal am fost dar, și am declarat despre asta. Dar chiar dacă calculată 981, deși când s-a stabilit tariful, asta ar înseamnă că primăriei trebuie să-mi spună ce vor de la noi. Pentru că dacă primăria ne spune noi vrem mașini noi, voi să aveți, atunci noi trebuie să le spunem 981 tariful. Da? Toate acestea au anumite reflexii. Cerințele lor au o reflexie în calcul. Însă dacă ei spun că noi putem păstra tariful de 3 lei, dar eu cred că din cauza, iată, după ce întrebările care vă se vor naște la voi, după ce veți citi asta, le veți spune lor, la voi va apărea și o întrebare. Dar de ce nu păstrați 3 lei dacă aveți de unde? Iată, da? Deci asta ar însemna că noi ar trebui să vedem iarăși ce cerințe au față de noi și în jurul la 70 milioane anual la păstrarea numărului acesta de microbuze. Da? Noi am pentru toate 700 de microbuze cu 70 de milioane. Asta ar însemna că domn primar trebuie să gândească. Dacă ar mai fi încă 700 și ar fi de tot 1400, asta ar însemna doar 140 de milioane din asta. Nu ar înlocui cu mult și am ajunge în toate cartierele unde azi nu este transport. Deci primărie, ca să noi să răspundem așa la întrebarea noastră, eu v-am răspuns la 770. Primăriei trebuie să ne spună, noi din voi vrem 500 de microbuze sau 300 sau 1000, da? Vă vedem pe aceste trasee, care acolo unde autobuzele și troleibuzele nu pot ajunge și noi vă acordăm aceste condiții. Și atunci, aceasta este o poziție deschisă în care voi, presa, o să o rugumați raportând la cifre și o să vedeți, furăm noi, nu furăm, sau ei fură, sau alții fură, sau nimeni nu fură. Iată. Cine deci noi am discutat cu mai multe fracțiuni, cu excepția socialiștilor, cu păreri de rău, încă la ei nu putem ajunge. Noi vom bate în ușă la ei de mai multe ori, da? Că n-au cum să fugă de noi și evident că noi să întrebăm de ce tac când văd cifrele astea, ei trebuie să revizuiască bugetul municipiului Chișinău de urgență împreună cu procurorii. Da? Sigur că noi să le punem aceste întrebări în comode, evident o anumită perioadă de timp ei vor fugi de noi, însă până în ziua când din presă vor afla că rutierele s-au oprit. Apropo, săptămâna viitoare planificați să staționați, ați spus mai multe zile, când ne așteptăm? Noi vă anunțăm. Haideți să facem. Noi acum am făcut conferință de presă, pentru că cu ei nu putem comunica, deci vă ajutăm pe voi să ne ajutați să comunicăm cu ei. Deci voi acum o să plecați la ei și o să întrebați ce crede despre ce am spus noi, așa? Și dacă vedem că reacția lor e tot de ce e cum a fost, deci evident că săptămâna viitoare vor fi măsuri
de răspuns în formă de protest. Dacă ei ne invită și să încep discuțiile, noi facem anunțul că iată s-au pornit negocierile, ei dacă vor fi deschiși, vor chema și pe voi când vor fi negocierile. Dacă nu vor fi deschiși, noi acolo nu putem dicta. Dar în dependență de reacția lor, va fi reacția noastră. Dar noi credem așa, că săptămâna viitoare, dacă nimic, niciun pas spre noi nu se face, atunci săptămâna viitoare va fi prima rândunic. А скажите, вот я задал вопрос, еще задам. Что бы вы на нашем месте, вот любой из вас, предложил, что нам дальше делать? Скажите. Да, Веня, Веня, останови диалог. Да, но я могу... По курсу септамыни есть, аж и трекут. Nu, eu nu o să vă dau nume, o să vă spun așa, practic din toate partidele nesocialist, da? Cu toți am comunicat. Mai mult ca atât, domnul primar, întâmplător sau nu, aflând că noi suntem acolo ambii, a apărut și el cu toate că mai era încă... Nu, asta a fost o discuție în coridor. În coridor. Sigur că dumnealui a spus... Noi nu ne-am rupt la dânsul, nu ne-am rupt la alții, deoarece ei nu vroiau, nu ne-am cerut. Deci eu vă spun... Da, o să vă spun pe scurt. Dumnealui a spus că problema cu tariful nu crede că e rezolvabilă, dar adresați-vă la domnul Chirondă. Fiindcă dumnealui nu a primit demersul nostru, vreau să vă spun că din data ce noi am depus demersul, deja mi-a confirmat-o consilierii, demersul nostru s-a scanat. Și toți au primit în cabinetul lor electronic. Deci fiecare are cabinetul său electronic, consilier, primar, viceprimar, unul primesc. Deci în aceeași zi, el nu a primit numai dacă nu a apăsat butonul. Toți au primit, dar ei de două săptămâni spun că nu primesc nimic de la noi. Deci eu am publicat, dacă v-ați uitat, am publicat demersul cu ștampila, cu data de intrare și număr de intrare a primăriei. Și ei de atunci nu l-au primit. Deci asta înseamnă că ei evită să discute demersul nostru. Nu. Uitați-vă, nu este așa. Noi n-avem... Să vă spun eu. Da. Noi ce am făcut? Văzând că domnul primar și conducerea primăriei evită și tot spune că n-a primit, n-a făcut, noi am făcut ceva și o primit consilierii, o primit pe poștă electronică, prin cancelarea de la primărie, oficial. Numărul de înregistrare este, au primit tot ce domnul Alex a arătat aici, toate calculele și de ce astăzi ei nu pot să spună că nu știu. Nu știu ce înseamnă să nu știu. Asta nu poate fi așa ceva. Eu vorbesc deschis, că aproape deschis, cum să-l spune, dar asta e... Deci, noi sperăm că cineva din consilieri, de opoziție, evident, da? Da. Vor pune întrebarea subvențiilor și de lapidărilor din primărie. Și sperăm că această presiune va fi suficientă pentru ca primarul să înțeleagă că ceva trebuie să schimbe. Și eu foarte mult sper că ei vor găsi soluții pentru a păstra tariful de 3 lei pentru locuitorii Chișinău. Domnul Alexandru, dacă se întâmplă așa că dumneavoastră ieșiți la proteste și protestele dumneavoastră nu dau nimic, ei mai scot niște autobuzi, troleibuzi pe rut, cum a mai fost niște ani în urmă, și până la urmă s-au resemnat maxi-taxiștii și au ieșit înapoi la lucru tarifele vechi. Nu, eu... Și au zis că se poate și așa, în lumea în câteva zile se restructurează. Eu vreau să vă spun cifrele de anul ăsta și sfârșitul anului trecut. Lunar din sistemul nostru pleacă peste 20 de microbuzi. Noi suntem 700. Asta înseamnă că noi mai putem ființa 30 de luni. Da? Evident că după 14-15 luni, deja unele rute pot dispărea complet. Deci dacă ieșuiază proiectul de săptămâna următoare, serviciul acesta poate dispărea... El dispare, el, apropo, el și așa dispare de la sine. Deci din 2000 a rămas 700 și vă spun, acele rute care s-au închis, în mod normal, primăria trebuie să spună, uite, așa cum ne critică pe noi, microbuzele astea sunt rele, sunt răi și ei băieții și numai bani strâng, nu, ei nu văd ce-i dincolo, da? Păi iată, în sectoarele cele unde noi am lucrat și numai, ei trebuia să apară autobuz. El nu a apărut. Deci, asta va fi rezultatul deci, la întrebarea dumneavoastră. Deci noi dispărem nu ca măsură de protest. Noi dispărem deja de la sine, pentru că nu mai putem... Dacă cineva gândește că noi o să ieșim în piață, ori nu știu, și chemăm la așa, nu.
Noi ne-am oprit și gata. Pur și simplu oamenii n-au să iasă la serviciu din simplu motiv că nu este rentabil atât. Dacă cei primesc aproape jumătate de miliard de lei, noi nu primim nimic. Noi, cu vreo câțiva ani în urmă, aduceam venit primăriei cu taxa locală 18 milioane și încă atâta plăteam diferite impozite la stat. Uitați-vă numai, asta eu aș numi o diversie economică contra statului. Aici trebuie să-și bage organele competente să vadă cine a făcut asta, pentru ce. Noi putem să-l numim pe dânsul. Dumnealui are în vedere că parcul de autobuze și regia de transport electric sunt scutite de plata impozit local pe care îl plătim noi. Deși noi lucrăm cu 3 lei, iar ei cu 10 lei. Iată, vă rog, asta să difuzați. Autobuzul azi lucrează cu 10 lei, nu cu 3 lei. 3 lei plătești cetățeanul. Încă 7 plătești cetățeanul din impozitele care se acumulează la primărie. Tot din buzunarul nostru, la tot. Da, numai asta că merge, mai merge printr-un buzunar. Dar care este taxa lunară pe care o achită pentru... Deci, iată, taxa anul trecut a fost 700 de lei și 800, pentru fiecare rută aparte. Anul ăsta au făcut un pas mai spre noi și au făcut 400-450 de lei. Da, 100 de lei undeva s-au micșorat. Da. Deci, bine, oricum i-au păstrat taxa pe unitate de transport pe lună. Oricum au păstrat-o. Deși eu cred că în condițiile astea trebuiau să facă invers. Acolo s-o pui și de la noi s-o scoată. Vreau să concretizez în ce caz vor fi înnoite, deci microbuzele, vom avea microbuze noi. Dacă am înțeles corect, ați spus că dacă primării acele microbuze noi, costul va fi stabilit celor de dumneavoastră undeva în jur de 10 lei. Păi da, și uitați-vă, în situația când ei spun condițiile astea mai dure, da? Deci 10 lei nu înseamnă că de la cetățean. Ei pot păstra 3 lei călătorie și 7 lei compensare. Dacă spun alte condiții, le reevaluăm și dacă ajungem la 7 lei, atunci diferența asta. Dacă ajungem la 6 lei, deci fiecare, eu sunt deschis cu ei ca la fiecare cerință lor să o punem în calcul să vedem cum ajungem. Deci ca să nu se primească, cum la interurban, ei ne-au dat 60 de bani care îi stabilit prin judecată din 2013 și acum ne spun, reînnoiți parcul și noi le spunem, dar arătați calcule că este 60 de bani permit de a procura alte unități de transport. Pentru că prețul inclus în unitate de în calcul este prețul unității de transport de 300.000 de lei, 15.000 de euro. Asta e unitate de transport de 20 de ani. Și dacă ei pun aceasta în calcul și spun că noi vă dăm 5 lei sau 6 lei, da? Deci 3 luați la călători, încă 2 din bugetul municipal, de exemplu, da? Atunci noi le spunem, atunci nu ne înaintați cerințe că autobuz trebuie să fie noi. Asta înseamnă că vârsta medie va fi de 15 ani, unele vor fi de 10, altele 20 și în medie vor fi 15 și nu aveți pretenții. Și atunci cetățeanul trebuie să înțeleagă că, uite, asta e posibil de cerut, că e inclus în tarif și ei trebuie să respecte, că primesc bani pentru asta, iar asta deja e depășire. Deci 6 lei nu am spus, deci oricum ei trebuie, da. Da, în principiu, da. Dar 6 lei asta deja ne va permite, nu cu viteză mare, dar să reînnoim parcul. Noi avem o problemă mare. Autobusele au îmbătrânit foarte mult ultimii ani. Deci, în ultimii ani, investiții în ramura noastră nu s-au făcut. Ele, pentru că ele nu se recuperează. Da, eu хотел добавить по таксу локалу. И некоторые думают, что если убрать таксу локалы, то это будет помощь большая для маршрутчика. На самом деле такса локалы это 20-30 лей в день, а топливо 500 лей в день. А если тариф 3 лея и плюс 1 лей будет 4, то это плюс 300 лей в день. Поэтому таксу локалы ничего не решает, и мы не против, чтобы она оставалась. При мэрии какие-то деньги от нас пусть поступают. Раньше поступало 18,5 миллионов лей в год, и когда было 2200 маршруток. А сейчас, когда осталось 700, а уже и меньше, потому что они убывают каждый день, а предстоит техосмотр. На техосмотр надо обновить страховку, дорожный налог, отремонтировать машину. Вот. Многие не переживут этот техосмотр, если ничего не менять. А на 1 сентября... Когда надо будет вывозить детей в школу, их будет вывозить нечем. Bine, noi vă distribuim asta, cine dorește. Da? Da. Deci asta nu e cuvântarea mea. Asta e doar... Da, da, luat.